Este deschis. Nu vine să cred. Rocky, vină mă, Rocky, ce gras ești, mănânci bine aici. Dar aici aveți voi la televizor, la asta aveți, nu? Nu aveți? Hai să vedem păstrăvăria de la Mănăstirea Lupșa. Cam așa arată. Vă invit să intrăm și în biserica nouă. Candelabru cu ouă de struț. Foarte frumos. Ce minunăție de mănăstire, de grădină. În drumul nostru de la exploatarea Roșia Poen spre mănăstirea îngropată de la Geamăna, trecem prin comuna Lupșa. De fapt, acolo unde vom merge, satul Geamăna aparține de comuna Lupșa, aici unde ne aflăm acum, și unde am găsit și Lupșa, chiar aici, în dreapta noastră. Deci un alt monument istoric. Vrem să vedem dacă este deschis aici și să o vizităm. Deci am venit din zona industrială minieră Roșia Poen. Am făcut în dreapta pe drumul acesta care leagă Câmpeniu de Turda și ne-am oprit la mănăstirea Lupșa. Mănăstire care întâmplător ne-a apărut în cale, nu era în planurile noastre de călătorie, dar ar fi păcat să ar fi fost păcat să nu oprim. Am oprit să vedem însă dacă este deschisă. Da, uitați, din secolul al XV-lea, mai precis monument istoric din 1429. A, este deschis. Haideți că avem noroc. Chiar noroc. Doamne ajută. Doamne ajută. Mănăstirea Lupșar, Episcopia Albei, Alba Iulia. Foarte frumos. Ia uitați ce iarbă, gardul acesta din pietre. Parcă am fi într-un adevărat parc, un parc bine întreținut, cu toate că suprafața este destul de mare, întinderea este destul de mare a mănăstirii. Probabil monumentul istoric, mai mult ca sigur, este bisericuța aceasta din dreapta. Foarte frumoasă, aleea aceasta pietruit. Probabil e închisă mănăstirea, bisericuța aceasta veche, monumentul istoric, dar măcar o vedem de la exterior. Atâta frumusețe pe metru pătrat ca în zona aceasta, mai greu să găsiți în România. Avem un clopot, o cruce la Lupșa. Uitați ce frumos. Toacă. Oare câți ani o fi având toaca aceasta? Văruită de curând, cu acoperișul care imită șindrila, sau chiar este șindrila? Cred că este șindrila. Da, 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 chiar este șindrila, dar eram învățat cu o șindrila mai subțire. Asta e ceva mai groasă. Foarte. Uitați ce ușă avem aici la Lupșa. Este deschis. Nu vine să cred. Nu vine să cred că bisericuța este deschisă și putem să o vizităm. Doamne ajută, Doamne! Ia fi atent! Doamne ajută! Sănătate veci! Ia priviți! Priviți cum se arată această capodoperă arhitectonică, acest lăcaș sfânt, foarte frumos, de la Lupșa. Îngrijit, restaurat. Ce candelabru, candelabru aici, pictura e destul de bine întreținută, o scară către turla bisericii, o scară din lemn destul de îngustă. Haideți să vedem dacă, nu, aici nu mai este, uitați ce ușă din lemn. Foarte, foarte interesant. Așadar, dacă ajungeți în zonă, dacă ajungeți la Câmpeni, dacă ajungeți la Brud, este aproape de Lupșa, puteți să veniți să vizitați această bisericuță, mănăstirea în sine, care este foarte frumoasă. Haideți să vedem și împrejurul ei cum arată. Cam așa arată mănăstirea.
avem și niște butuci din lemn, băncuțe, scaune inspirat sculptate. După cum vedeți, mănăstirea se extinde, se lucrează la anexe, probabil că pelerinii vor avea posibilitatea sau poate au chiar acum să fie cazați aici. Dacă voi întâlni pe cineva, voi întreba. Este foarte frumos. Ia uitați ce minunăție de mănăstire, de grădină. Totul verde. Cred că acolo este și un izvor. Se aude un susur de ape. Aghiazmă mică, apă sfințită, se bea pe nemâncate. Ia uitați. Nu știm dacă este de călugări sau de măicuțe, dar cred că mai repede de călugări. Româna, mănăstirea este de călugări sau de... De călugări, că nu știam. Și acolo ce avem? Un izvor? Păstrăvărie? Ce voiam să vă întreb, nu vă supărați. Există posibilitatea pentru pelerini care trec pe aici să se cazeze aici? Acolo, spate, dar acolo am văzut, dar mă gândeam că aceea e doar o extensie. În afară de mănăstire? Nu, aici e mănăstire. Mănăstirea deocamdată nu, pentru că lucrăm, dar sunt. În principiu sunt camere de oaspeți. Am înțeles. Bă, ce mă speria, frumosule. Cum îl cheamă? Rocky. Vină, mă, Rocky, ce gras ești. Mănânci bine aici. Și slujbe unde se fac? Aici, în principiu. Biserica mare. În biserica mare. Localitatea e mare, sunt mulți... Localitatea, de fapt, e sat, aici e Mușca, iar comuna Lucea e un pic mai încolo, dar... și aici ce sat este? Sat Mănăstire aici. Mănăstire, dar sunt acasă, deci din jur, știți? Și apoi, de acolo, sus pe deal, vedeți că sunt case pe acolo. Acolo e Mușca, se numește, acolo, în partea... Mușca. Acolo, și pe acolo am venit noi, pe la Mușca. Da. Și acolo crucea ceea ce reprezintă de... Aici au fost lupte în primul război și în cinstea eroilor de atunci. Am înțeles. Oricum, toată zona e încărcată de istorie. Aici nu mergi un kilometru fără să găsi. A trecut aici Horia, Avramia. Da. Și aici, de exemplu, în clădirea aceasta, ce este? Aici este reția și camere de spovedit și... Am înțeles. Aceea ar fi pentru oaspeți. Nu, asta e pentru principiul schilă călugărilor acolo. Dar în extensie, acolo unde se face, acolo erau camere. Și aceasta? Și aici este o sală de mese și încă câteva camere și sală de conferință, cum ar veni și... Dar aici aveți voi la televizor, la ăsta aveți, nu? Nu aveți? Ce bine, ce părinte. Și nici cu telefon, nici cu... Da, telefoane folosim. Am înțeles. Adevărat am venit. Aici e păstrăvărie, Cosmine, mi-a spus... Da, uite păstrăvărie. Cred că în spate, aici, nu, aici e, ia să vedem ce e aici. Auzeam apa, susuri de apă și mi-a zis, ce e, izvor, ceva, nu, păstrăvărie. Ia fiți atenți. Hai să oficează slujba de înviere. Dar ce-o fi cu masa asta, uite. Ține preotul o carte pe și citește. Pe știu, dar totuși... Are o valoare istorică. Asta mă gândeam. Trebuie protejată. Asta mă gândeam. Se descoperă. Ia să vedem. Ia uite păstrăvăria. Hai să vedem păstrăvăria de la mănăstirea Lupșa. Este închis, din păcate. Din păcate. Credeam că putem să intrăm până acolo. Cam așa arată. Voiam să vedem și niște pești. Aici o portiță. Oare să supăra cineva ca să intrăm și noi? Să vedem un pește, că nu furăm. Uitați. Este închis. E închis cu lacăt. Ia, priviți. Privind de la distanță păstrăvăria, nu vedem peștii. Cam așa arată. Și biserica nouă. Cam așa arată. Vă invit să intrăm și în biserica nouă a mănăstirii Lupșa. Haideți să vedem cum arată în interior aceasta. Totul curat, totul bine întreținut.
ușile acestea din lemn. Foarte frumos, dar nu avem lumină. Tuneric. La speranță, sper să găsesc de unde s-a prins lumină. Ia uitați ce candelabru, dar nu se vede. Ia uitați, Doamne, ce candelabru. Ce frumos. Candelabru cu ouă de struț. Și uitați. Candelabru adus din Grecia. Ia uitați. Ia uitați că l-a produs din Grecia și acestea sunt ouă de struț. Un candelabru imens, imens. Într-o mănăstire fantastic de frumoasă. Într-o mănăstire foarte frumoasă. Uitați ce candelabru, ce diametru mare, undeva cred că la 10 metri diametru candelabrului acesta de Biserica Nouă de la mănăstirea din Rupșa. Cum? Și se ridică. Da, e principiul liftului. Ce, ce coborăși se ridică? Cel din mijloc, candelabru. A? Fi prins de veriga și îl tragi până jos. A, până jos. Și sunt are plumb, contra greutatea lui. Și am înțeles. Se ridică ușor și se ridică ușor. Scripete, da, exact. Da. Tare. Inteligent. Aici ce este? Suntem poștii de la. A. Și acestea, acestea sunt de marmură. Moaște sfinte aici la mănăstirea din Rupșa. Aici a scandelabru cu ouă de struț. Foarte frumos. La biserică ați fost? Am fost, da, am fost, fost. Se spune că ar fi singura biserică de secol 15 de lemn din Transilvania. Cea mai veche ar fi la Iehud în Maramureș, înainte de 1400, și asta ar fi a doua ca vechime și singura de secol 15 de lemn din Transilvania. De piatră sunt mai vechi. Dar ea am văzut că a fost restaurată, dar... Tempuită. A fost odată tempuită. A, deci s-a menținut cea veche. Nu a fost... Nu, uite, tempuială de la început. Dar zidăria e din lemn, tempuială... Am înțeles. Aici avem Pisania de când a fost construită, da, da, biserica aceasta. Biserica e de centru, da. Da, da, da. Găsim, găsim. Cosmine, ți-am luat și ție una. Da, ok. Am luat... Așa, gata. Hai, am lăsat ce-i lea. Foarte frumos. Chiar sunt foarte încântat de mănăstirea de la Lupșa, de candelabrul acela cu ouă de struț. Din păcate nu, a, nu s-a putut aprinde lumina, nu ne-a aprins lumina și nu am văzut mare lucru, dar cred că puțin, puțin se vede în înregistrare. Voi vedea când voi edita acest vlog. Oricum, un loc, un loc de o încărcătură aparte, un loc în care chiar te simți deosebit. Vă invit să vizitați mănăstirea Lupșa dacă treceți pe aici. Cam atât de această dată. Haideți în Apuseni, haideți la Lupșa. Și nu uitați, dacă v-a plăcut acest vlog sau alte vloguri pe care le-am făcut, nu uitați să vă abonați la canalul meu de YouTube, Hai la Drum, să dați un comentariu, să vă exprimați opiniile despre locurile pe care le-am vizitat. Până data viitoare vă doresc să fiți fericiți, dragilor, fiindcă meritați și nu uitați, haideți la drum!